modificări legislative în ceea ce privește sistemul public de pensii, și anume, dacă până acum plăteam ajutorul de deces numai la pensionari, acum plătim și la angajați, atât cei care decedează după 1 ianuarie 2018, dar și cei care au 36 de luni și n-au primit ajutoarele de deces de la angajator. De asemenea, o altă modificare legislativă este aceea că contractul de asigurare, care până acum se încheia la salariul minim pe economie, acum se va încheia la câștigul mediu brut. Aveți un calcul câte persoane vor fi nevoite să... Deci nu avem un calcul, ei se asigură în funcție de situația lor pe care o au pentru a putea ieși la pensie.